Ordinul prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de ales local al lui Andrei Stănișoară a fost prezentat cu câteva minute înainte de încheierea ședinței de Consiliu Local. Când a venit însă vorba despre vacantarea postului în vederea ocupării lui de către un supleant, secretarul primăriei a ținut să îi anunțe pe reprezentanții PDL că acest lucru se va întâmpla într-o perioadă următoare, când anume a uitat să precizeze. Dacă tot s-a întâmplat acest ordin, sigur discutabil de punct de vedere legal, în opinia noastră, de ce nu s-a procedat în continuare la, eu știu, la vacantarea postului, după care să propunem un alt consilier, dacă atât urmează. Așa se face că grupul Partidului Democrat Liberal a mai rămas cu un consilier mai puțin în forul legislativ local. Cât despre ordinul de încetare de drept a mandatului de consilier local al lui Andrei Stănișoară, acesta reprezintă în continuare o nebuloasă. Secretarul primăriei refuză să facă publice motivele care au stat la baza întocmirii referatului înaintat prefectului Drăghia. Cum ați motivat Niculescu referatul? De ordinul acela de revocare al lui Andrei Stănișoară? Nu discut de ordin. Ați primit ordin de la domn primar? Nu. Lucrurile par cu atât mai dubioase cu cât și ceilalți consilieri locali se feresc să vorbească despre motivele pentru care Andrei Stănișoară a fost eliberat din funcție. Surse din administrația locală spun că ar fi vorba de o răzbunare politică pusă la cale de prefectul Drăghia. Cum vedeți excluderea lui Andrei Stănișoară? Credeți că e o răzbunare? Așa se vehicule. Nu știu ce să vă spun, eu știu. Cum o comentați? Nu comentez eu deciziile prefectului. Ordinul de încetare a mandatului de consilier al lui Andrei Stănișoară a fost semnat în urmă cu 10 zile de prefectul Nicolae Drăghia. Documentul a fost atacat în instanță și urmează ca judecătorii să se pronunțe cu privire la legalitatea acestuia.